Slăvit să fie Domnul! Când așa cântări frumoase de fanfară, de orchestră și așa puternice, o simt așa de mic pe lângă Domnul să ne binecuvinteze în seara aceasta. S-a citit un text important din Sfânta Scriptură și ar vrea ca Dumnezeu să ne vorbească și să vorbească și mie. Și textul citit în seara aceasta din Cuvântul Domnului vorbește despre două subiecte centrale. Despre binecuvântare și despre blestem. Sau poate că ar fi trebuit să zic vorbește despre blestem prima dată și apoi vorbește despre binecuvântare. Și în seara aceasta aș dori să înțelegem un pic mai mult despre blestem, despre binecuvântare, cum putem să ieșim de sub blestem, cum putem să fim în binecuvântare. Ce atrage blestemul asupra noastră sau ce și ce îl îndepărtează. În momentul când Ieremia rostește aceste cuvinte dure poporului și zice blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, era contextul acela în care poporul Israel se depărtase de Dumnezeu. Mai înainte cu câteva versete în același mesaj, prorocul Ieremia zice că păcatul este înscris pe inima lor cu un pribor de fier, e săpat adânc în inima lor și că iubeau păcatul și altarele idolilor mai mult decât pe însăși copiii lor. Nu vorbea de el însă de Dumnezeu, ci că mai mult decât iubiți pe copiii voștri, iubiți altarele care le-ați făcut. Și în contextul acesta, când Ezechia era ultimul împărat al lui Iuda și prin prorocul Ieremia Dumnezeu trimite un avertisment să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul și de ce că din vina voastră ați ajuns unde ați ajuns și le cerea pocăință, vorbește aici și zice că blestemat să fie omul care se încrede în om. Am auzit de aici mesaje și în acel mesaj care l-am auzit odată zicea că ești blestemat să te încrezi într-un om. Vreau să vă spun că nu sunt într-un totul de acord în lucrul acesta. Pentru că în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă veți sta de vorbă cu un martor, vă va zice, știi ce zice Dumnezeu prin prorocul Isaia? Zice că Dumnezeu urăște sărbătorile voastre cele noi. Și zice, sărbătoarea Crăciunului a fost pusă de oameni și Dumnezeu urăște. Dar realitatea știți care este? Acolo spune mai departe, urăți sărbătorile voastre cele noi, unite cu nelegiuirea. Unite cu nelegiuirea. Accentul cade pe nelegiuire. Deci mi-e scârbă de ele. Pentru că face sărbătoare și trăiți în nelegiuire. Vreau să spun și aici în textul de față, cuvântul Domnului complex zice așa. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor, pentru că ei ce au făcut? L-au lepădat pe Dumnezeu și au luat alți Dumnezei, le-au zidit altare, au vorbit cu Faraon, s-au răsculat împotriva lui Nebucadnețar, care erau supuși, au vorbit cu Faraon și au zis, Faraon, îți dăm ție bani, îți dăm ție argint, aur, nu mai vrei să fii supuși lui Nebucadnețar, vrei să fii supus ție. Și Faraon le promite ajutor, le trimite sprijin și atunci vine și vorbește Dumnezeu că sunt blestemați, că se sprijină pe Faraon, pe un om. Și apoi vine versetul nouă care s-a citit în seara aceasta și zice, inima este nespus de înșelătoare și de dezlănțuit de rea. Cine poate să o cunoască? Puteți voi să cunoașteți inima lui Faraon? Și dacă v-aș întreba pe dumneavoastră care cunoașteți ce s-a întâmplat și istoria, nu a venit Faraon în ajutor. Au căzut sub blestemul lui Dumnezeu. Ce este blestemul? Încă de pe primele pagini a Sfintelor Scripturi găsim că Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe, pe diavol, a blestemat pământul, a căzut un blestem asupra omului, să muncească, asupra femeii. În cartea de Deuteronom, dacă o să citim capitolul 27, când s-a dat legea și ei erau să intre aproape Țara Promisă, Moise le poruncește ce să se facă acolo, să se suie pe doi munți, pe Gazirim și pe Ebal, de pe munte să se rostească blestemul și de pe munte binecuvântarea.
Și tot poporul să zică amin apoi. Și zice în 28, care blestem poate să fie asupra mea? Hai să citim atenție. Nu le citesc pe toate. Dacă vreți, citiți acasă și gândiți-vă și cugetați. Că suntem în seara aceasta aici să ne cercetăm și să ne apropiem mai mult de Domnul. Vei fi blestemat în cetate, asta vorbește Dumnezeu, nu blesteamă oamenii și oamenii blesteamă și fac farmece și fac drăgi și fac tot felul de blesteme. Dar aici este, ce este blestemul? Aș putea să zic apăsarea mâinii lui Dumnezeu peste un suflet. Și zice, vei fi blestemat în cetate, vei fi blestemat la câmp. Coșul și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale, fătuilor tale. Și continuă cu blesteme. Cu porunca să-l slujească pe el, că dacă îl vor sluji pe el, niciun blestem. Spus pe Dumnezeu. Mâna lui nu va apăsa asupra lor. Nici un orice alt blestem făcut, trimis de altcineva, e cu neputință să-i aprindă că sunt sub protecția lui Dumnezeu, să trebuie să fie Domnul. De aceea noi trebuie să ne încredem în Domnul, ne punem toată încrederea, toată pavăza, tot ajutorul și sprijinul nostru în Dumnezeu. Și nu ne sprijinim pe omul muritor. Și nu ne abatem inima de la Domnul. Pentru că versetul acesta, aș vrea să vă spun, zice așa, îl repet, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor, te sprijin pe cineva și îți abat inima de la Domnul. Accentul vreau să spun, cade aici. Păi, mă sprijin pe un om. Cred mai mult într-un om. El are bani, poate să mă ajute. Și renunț la Dumnezeu. Numai Dumnezeu capul. Numai Dumnezeu stăpânul. Și mă sprijinez pe un soț, mă sprijinez pe o soție, mă sprijinez pe un patron puternic, mă sprijinez pe o țară, mă sprijinez pe nu știu cine. În momentul când fac lucrul acesta, atrag blestemul Dumnezeu asupra mea, pentru că consider că Dumnezeu nu e capabil să mă ajute. Dar acum apare o întrebare. Eu mă pot sprijini pe un om? Răspunsul e da sau nu? Dați-mi mai, trebuie să fim atent la răspunsul acesta, pentru că dacă răspunsul e nu, eu nu mă pot sprijini pe nimeni, răspunsul nu e chiar cel bun. Pentru că dacă noi ne rugăm să fie unitate în biserică, eu n-am încredere în Mișca, eu n-am încredere în Iosif, eu n-am încredere în Daniel, n-am încredere în Elisa, n-am încredere în nimeni, poate să fie unitate. Niciodată. Ne putem sprijini pe oameni? Ne putem baza? Deci a zice cu măsură, e adevărat? De aceea trebuie să fie o măsură în prietenii, în relații și în ce ne bazăm. Vreau să spun, când vorbesc de încredere în oameni, mă gândesc la cinste, mă gândesc la demnitate, mă gândesc la fidelitate, mă gândesc la devotament, inclusiv în căsătorie și în toate celelalte domenii. Dar totodată când vorbim de încredere, e foarte ușor să vorbim despre trădare. E foarte ușor când vorbești despre încredere să vorbești m-a mințit. E foarte ușor când vorbești despre încredere să zici mi-a dat încrederea, m-a înșelat. Și atunci unde suntem? Vreau să spun că trebuie să avem încredere unii în alții. Nu-i păcat înaintea Domnului. Nu suntem sub blestemul Dumnezeu. Doar atunci când omul îl primează pe Dumnezeu, când omul în care eu mă încred îi ia locul lui Dumnezeu, atunci da, pici sub apăsarea Dumnezeu, sub mâna Dumnezeu și blestemul lui este asupra ta. Dar avem dreptul să avem relații. Relații, pentru că încrederea este un suport pentru relațiile noastre. Cum pot eu să fiu prieten cu cineva că nu am încredere în el? După aia când ai încredere, de exemplu, în soția ta, doar pe Maria, Mariana, soția mea, am încredere în ea, am liniște în sufletul meu. Am pace în sufletul meu. Dar când sunt tot timpul... Adevărul e că încrederea e foarte, foarte greu în oameni de câștigat. Încrederea se câștigă foarte greu. Se câștigă, zicem, prin vorbe, dar se câștigă prin multe fapte. Și ce e foarte trist, încrederea asta, după ce ai câștigat-o greu prin fapte, se întâmplă de multe ori niște fenomene de astea meteorologice în viața noastră, că acum ai soare, câteodată vezi că se întunecă cerul și nori și grindină și cade grindină, cade și toate iară soare și zâmbet și apoi vine iarăși nori. Ați venit așa în aceste fenomene. Dacă s-a întâmplat ca cineva să îngreșească,
să fiu înșelat, să mă pătălească, să nu așa de ușor să generalizez, să plec de unde, o iau de la început, frate, o iau de la început, nu de la început. S-a dovedit poate de 10 ori, poate de 100 de ori sau de 1000 de ori a devenit că te iubește sau că este lângă tine. Sau... Și dacă au făcut o greșeală și frate, mi-am pierdut toată încrederea. Frații mei, cred că Dumnezeu ne cere înțelepciune. Și cred că noi suntem așa un caracter foarte ermetic, imediat ne închidem în noi înșine. De ce? De ce mă închid eu în mine însumi și rup relația rapid când s-a întâmplat cel mai mic lucru? Clădești, 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 dacă s-a întâmplat un lucru, gata, frate, îmi pare rău. Nu trebuie să fim așa, frații mei, trebuie să învățăm să iertăm. Trebuie să învățăm să iertăm și trebuie să învățăm să mergem înainte. Pentru că ce rupe încrederea noastră în alții? Vreau să spun un dată că nu-i păcat. Experiențele negative pe care le avem. Pe ca și cum ai fi undeva pe marginea unei prăpăstii și cazi și te prinzi o creangă și strigi, e cineva acolo sus să mă ajute. Și acolo sus îți răspunde o voce, da, sunt eu. Și zice, dă-ți drumul. Că nu o să pățești nimic, tu trebuie automat, mai e cineva sus acolo. Dar ni s-a întâmplat că ne-am dat drumul și ne-am lovit rău de tot. Și atunci, din cauza asta, ne-am pierdut încrederea. Frații mei, știu că Biblia vorbește și de frați mincinoși. Și vorbește de multe lucruri. Dar, frații mei, trebuie să fie o limită. Dacă nu căutăm să avem încredere unul în altul, niciodată nu o să fim uniți. Niciodată. Domnul să ne ajute. Pentru că ajungem să nu avem încredere. Și de ce? De exemplu, aș dau un exemplu banal din viața tinerilor. Poate că un tânăr și o tânără au fost îndrăgostiți. Și... după o perioadă, după ce s-au iubit unul și au și-au produs chiar sentimentul la altul, spune tânărul, nu te mai iubesc. Și atunci, automat, fata o să devină așa un caracter foarte ermetic, se închide, o să fie foarte nervoasă, e o lecție care o rămâne multe lecții în viață, mai plăcute sau neplăcute, și atunci ajungem să ne pierdem tot mai mult încrederea până ajungem într-o extremă unii dintre noi să zicem, nu există niciun om. Nu există niciun om de încredere. E adevărat. E adevărat. Într-adevăr, trebuie să înțelegem că suntem oameni. Trăim în natură umană și ni se întâmplă să greșim. Și pentru că ni se întâmplă să greșim, vreau să vă spun, trebuie să ne iertăm în viață. Lucrurile acestea produc singurătate în viața celui care se izolează, produc multă singurătate și izolare, ceea ce duc la depresie și alte lucrurile care nu sunt bune. Vrei să fii om de încredere? Dumnezeu vrea. Eu vreau să fiu și dumneavoastră vreți. Ascultați-mă, dacă vrei să ai încredere în frați, în primul rând, eu trebuie să fiu om de încredere. Dacă eu nu sunt om de încredere, e ușor să cer Darius, tu trebuie să fii om de încredere pentru mine, dar eu trebuie să fiu om de încredere pentru tine. Vreau să spun, când sunt eu un om de încredere, atunci este ca o răsplată care o primește la celălalt. De aceea, dacă este un lucru unde nu-i încredere, încercați voi, în primul rând, să fiți un om de încredere și Domnul să lucreze. Recitesc textul, așa vorbește Domnul, blestema să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Deci, nu ne abatem inima de la Domnul. Chiar dacă ne încredem într-o anumită măsură față din biserică, vreau să spun că s-au întâmplat lucruri grave. Au fost evangheliști mari, au fost păstori mari, în care oamenii credincioși, prin care s-au întors la Domnul, și-au pus încrederea în ei, s-au pus nădejdea în ei. Și a venit și momentul dezamăgirii. Când au auzit lucruri care n-ar fi trebuit să le audă niciodată. Și-au căzut, au căzut foarte mult. Din pricina aceasta. De aceea mesajul lui Dumnezeu în seara aceasta este, în primul rând, ne punem încrederea în Dumnezeu. Nu în om. Pentru că dacă ne-am întors la un om, eu am avut o experiență foarte tristă cu cineva care m-a așteptat foarte mult să cresc. Și am fost așa de decepționat. Am fost la un prag, la un pas să pic de pe care am văzut. Așa am fost de decepționat când am văzut ce s-a putut întâmpla în viața omului acela. S-a regresat. Dar am fost la un pas să cap. Domnul ne dă lecții. Dar ascultați-mă bine. Încrederea noastră, dacă vom auzi că un frate, că un frate bun a căzut, încrederea mea rămâne în Domnul. Sprijinul meu rămâne în Domnul. Și atunci eu sunt binecuvântat de Domnul, slăvit să fie Domnul. Aici, profetul Ieremia, de fapt, Dumnezeu, nu profetul Ieremia, că începe cuvântul Domnului, versetul 5, așa vorbește Domnul. Folosește o imagine. Și zice despre oamenii ăștia care se încred în oameni mai mult decât în Domnul. Și zice, cum este un astfel de om?
este ca un nenorocit în pustiu. Gândiți-vă la un om care e într-un loc pustiu. Aici zice că este într-un pământ sărac, este deșert, este sare. Unde este sare? Știm că nu crește nimic. Când eram în România, pe lângă trotuar, mai crește iarbă și puneam sare pe acolo și o nimicea iarba. Unde este sare, nu crește vegetație. Este un om nenorocit într-un loc sărac și fără locuitor. Și zice, nu vede pentru fericirea. Locuiește în locurile arse a pustiei. Vedeți un astfel de om? În pustiu, locuri arse, secetă, strigă, plânge, nu vede oameni. Așa este omul care nu-și pune încrederea în Domnul. Aș vrea să trecem acum la punctul numărul 2. Dacă suntem în starea la acest om deschis aici de cuvântul Domnului, trebuie să ne punem încrederea noastră în Domnul. Domnul face dreptate. Domnul este apărătorul văduvei. Domnul este apărătorul orfanului. Și pot continua. Zice David în Psalmul 18:3, strig. Și striga, dar era înconjurat de vrăjmașe. Strig, lăudați să fie Domnul, zice el. Și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei, lăudați să fie Domnul. Așa că noi trebuie să credem, ne punem încrederea noastră în Domnul, în primul rând, și apoi și în frații care ne-au dat Domnul să ne unim și să ne iubim unii pe alții și să ne slujim și mergem înainte. Imaginea a doua zice, versetul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărei nădejde este Domnul. Slăviți să fie Domnul! Ce înseamnă un om binecuvântat? Putem citi, ne întoarcem la Cartea Blestemelor și la Cartea Binecuvântărilor din Deuteronom, capitolul 27-28, de unde am citit, să citim binecuvântări și vom vedea reversul. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine, peste familia ta, peste casa ta, pacea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri decurg dintr-o încredere fermă în Dumnezeu. Vreau să spun, binecuvântările Noului Testament, poate că sunt un pic diferite. Poate sunt un pic diferite. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu le-a promis țară, case, boi, băgar, turme, Noul Testament Domnul Iisus și ce ne promite? Nu ne promite nici case, din contră zice că le-au fost răpite casele, nu ne promite nici averi, din contră că le-au fost răpite și averile, din contră nu ne promite nici țară de cuceriș și de stăpâniș și de intrat în posesia Lui și ne promite, știți ce? Promisiuni cerești, slăviți să fie Domnul. O patrie cerească și o țară cerească. Astea sunt promisiunile împreună cu prigoane și așa mai departe. Așa este sau nu e așa? În caz că sunteți prigoniți, să nu ziceți, bă, eu sunt sub blestem. Nu, nu, nu. Binecuvântarea Domnului, dacă aș citi fericirile în seara aceasta și le știți cu toții, nu le citesc, gândiți-vă la fericirile alea. Și aia sunt binecuvântări. Și răsplătim veșnicie slăvit să fie Domnul. Pentru că răsplata noastră nu-i pe pământ și va fi în cer. Și acolo vom vedea cununa noastră și vom vedea tot ce am câștigat și am avut pe aici pe pământ. Frații mei, aș vrea să vă dau, zice despre omul care este binecuvântat. Zice, tăcere este ca un pom sătit lângă ape. Am văzut imaginea aceea pe acel om în pustie. Secetă, arșiță, foamete, lipsit de oameni. Zice, este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. În primul rând, când ești în Domnul, e sădit lângă apă, lângă un râu. Din tronul Dumnezeu, de acolo, de supragul tronului Dumnezeu, este un izvor cu apă vie, care mă satură. Dacă eu sunt acolo și îmi întind rădăcinile unde? Izvor. Și zice că nu se teme de căldură când vine. Frații mei, când vine căldura, aici nu se referă că spiritual, se referă când vine încercarea, când vine necazul, când vin suferințele. Pentru că n-aș vrea să vă păcălesc în seara aceasta, să zic, fraților, dacă îl slujiți pe Domnul Iisus, nici o încercare nu mai vine peste voi, nici o boală. Nu vă propodesc Evanghelia aceasta. Dar când ești în încercare, când vine căldura, te dobolește soarele, dacă tu ți-ai întins rădăcinile, de exemplu, în Coloseni, capitolul 2, versetul 17, Apostolul Pavel crește și zice, fiind zidiți și înrădăcinați în El. După ce? După învățăturile care v-au fost date. Și sporind în ea, cum zice, și așa mai departe. Noi trebuie să ne înrădăcinăm în Hristos, puternic. Pentru că necazul și încercări vor veni. Slăviți să fie Domnul. Și Domnul se dă biruință în toate. Amin. Zice, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod. Amin.
Frații mei, ar vrea să vă spun un lucru. Noi la rugăciune facem rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de cerere, rugăciuni de laudă și tot felul de rugăciuni. Vreau să spun că Dumnezeu mi-a vorbit în ultimul timp, în mod deosebit, despre un tip de rugăciune. Rugăciunea de laudă. Și miercuri asta am început un studiu la tineret despre puterea laudei. Poate că au fost puțin tineri și mă iartă că o să repet câteva idei de acolo. Vreau să vă spun că ai pune de fapt întrebarea și vreau să o pun că în textul ăsta zice așa. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Cum să fiu binecuvântat? Cum să mă încred în Domnul când e arșiță? Cum să fac? Cum să fac să nădejdea mea să fie în Domnul? Vreau să spun, am găsit un secret. Pentru mine e un secret acum. E rugăciunea de laudă, frații mei. Vezi, frate Iosif, totul când ne motivează, zicea, frații mei, să mulțumim Domnului. Implică laudă cu mulțumirea, merge mână. Mulțumiți Domnului, mulțumiți Domnului. Vreau să vă spun, am găsit un mare secret, care pur și simplu mi-a schimbat mult felul meu de gândire și de rugăciune. Pentru că lauda pe care o facem lui Dumnezeu și câtă laudă facem, poate că facem numai în biserică sau numai la masă când ne rugăm, dezvăluie adevăratele noastre convingeri. Ce cred eu despre Dumnezeu? Și dacă stau să mă gândesc cine este Dumnezeu pentru mine și vin cu problema mea înaintea lui Dumnezeu și citesc de aici, e o valire. Dumnezeu este care îmi grijește. Și eu vin înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, acum sunt în problemă. Acum sunt în necaz, n-am mâncare sau n-am serviciu sau trec prin problema cu tare. Dar zic, Tu ești pentru mine, e o valire. Și zic, lăudat să fie Domnul. Proclam numele lui Dumnezeu peste problema mea. Îl lau pe Dumnezeu nu pentru că sunt în problemă, că îmi va da de lucru. Îl lau pe Dumnezeu că îmi va purta de grijă. Și, frații mei, vreau să vă spun, ăsta e un mare secret. Nu să mulțumim, Doamne, să mulțumesc că am mâncat astăzi. Nu numai atâta. Când ești în probleme, laudă. El e deasupra problemei tale. Poate că Dumnezeu este Jehova Ra, Dumnezeu păstorul meu. Ai nevoie de păstorire pentru sufletul tău. El e primul păstor și Iosif e al doilea. Mulțumește și roagă și zic, Doamne, îngrijește de sufletul meu. Dar prin credință. Pentru că citam joia trecută versetul acesta din 1 Ioan. Zice că îndrăzneala. Unii oameni sunt îndrăzneți, eu nu sunt îndrăzneți. Dar și îndrăzneala pe care o avem la Dumnezeu. Este că dacă cerem un lucru după voia Lui, ne ascultă. Proclamă, laudă și te ascultă. Zice, și dacă știm că ne ascultă, zice, știm că suntem și stăpâni peste lucrurile pe care le-am cerut. Laudă că El poate. Crede că El poate. Laudă. Și ce se întâmplă în momentul când practici rugăciunea de laudă? O să citesc de aici, Jehova El Shalom, Dumnezeu pacea noastră, Dumnezeu steagul meu, Jehova Nisi și așa mai departe, Adonai. Ce Dumnezeu pentru tine în seara asta? Ce vrei să fie? Care-i problema ta? Laudă-L! Fă Dumnezeu! Pentru că în momentul în care lăudăm, dăm de față când încep să mă rog și Doamne, Tu știi necazul meu și nu mă plâng și necazul meu și necazul meu. Laudă-L că peste necazul tău! Laudă-L că Dumnezeul tău! Și El intervine. Eu cred lucrul acesta din toată inima mea. Nu se lasă de rușine și Dumnezeu vine în ajutorul tău care caută. Și ceva? Zice cuvântul Domnului că eu cred lucrul acesta, când îl auzi pe Dumnezeu, îți direcționează corect gândirea, mintea, sentimentele. Pentru că e posibil să ai sentimente de ură. M-a supărat fratele și nu mai am la inimă. Dar când încep să te rogi pentru fratele și încep să zici, cred că, Doamne, și te laud că Tu o să-i schimbi mintea, inima, sufletul și Duhul. Când Tu faci rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu și îmi lauzi pentru modul, pentru că crezi cum o să lucreze Dumnezeu, îți schimbă Dumnezeu și inima ta, frații mei. Și redicționează gândirea, dar când te vezi robit de povară, când te vezi robit de povară și nu lauzi pe Dumnezeu, nu-ți ridici ochii de la povara ta, te zdrobești sub povară, dar în momentul când ne ridicăm ochii de la povara noastră și privim cu ochii spre Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Se înselinează sufletul nostru, chiar dacă se înviorează Duhul nostru și atunci primește liberare de la Dumnezeu și primește și ajutorul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Chiar dacă te simți abătut, descurajat și zici, dar nu cred, nu simt că trebuie să-L apă Dumnezeu. Fă! Luptă-te și vei vedea rezultatul, slăviți să fie Domnul!
Lauda noastră către Dumnezeu nu trebuie să fie condusă de emoții. Lauda noastră trebuie să fie condusă de credință, trebuie să fie condusă de voința noastră. Lăudați să fie Domnul. Dacă noi ne punem încrederea noastră în Dumnezeu, în primul rând, și apoi în ceilalți, zic, Domnul ne va păzi, ne va ocoti și ne va da credință. Versetul 10, zice Dumnezeu, eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Întâi Cronici, capitolul 29, versetul 17. Este vorba despre împăratul David. Rostește un cuvânt foarte, foarte frumos acum și nu mai găsesc. Ok, știu Dumnezeule că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Vreau să spun, noi trebuie să ne cercetăm inima împreună cu Dumnezeu, dar când găsim ceva de osândit acolo, să osândim și să scoatem afară și că iubești curăția de inimă. De aceea zice El, ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie, curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău. Frații mei, am cugetat, deci anul trecut citeam din Apocalipsa și am ajuns la biserică. Care a avut un mesaj foarte aspru și acolo zicea la biserica aia că Dumnezeu cercetează inima și rărunchii. Aici zice, eu Domnul cercetez inima și cerc rărunchii. Rărunchii pentru copii sunt rinichii. Dumnezeu cercetează rinichii. Și am căutat în Biblie și am găsit că sunt doar patru locuri în Biblie unde spune Dumnezeu că cercetează rinichii. Și vreau să spun eu, după ce am citit că Dumnezeu cercetează rinichii, nu m-am rugat niciodată, așa poate că greșesc. Pentru că în toate patru locurile unde Dumnezeu cercetează rinichii, lovește puternic. În Apocalipsa îi spune că despre femeia aceea. Poate că ar fi bine să citesc versetele acestea și să înțelegem. Deci aici, dacă continui mai departe când Dumnezeu cercetează rinichii, zice că o să-i pedepsească. Hai să citim din Psalmul 7:9. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprienit. Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept. Aici David cere ca să pedepsească. În capitolul 11:20 acestei cărți, Ieremia zice din nou, zice, o, Doamne Dumnezeul oștilor, Tu care ești un judecător drept, care cercetezi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor. Căci ție ți încredințez picina mea, cere răzbunare. În, aici, care am citit deja, s-a citit și Apocalipsa 2:23. Hai să citim și acolo. Vecul 23. Zice, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Nu mai să citesc mai dinainte. Versetul 21, ce i-a dat timp să se pocăiască la Izabela, la acea femeie, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necas mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și vor răsplăti fiecăruia din voi după faptele mele. Asta spun că am ajuns la concluzia că, că datoria noastră este să ne cercetăm noi. Într-adevăr și David zice, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale bună. Datoria noastră este să ne cercetăm, să dăm afară dacă e ceva rău acolo. Pentru că dacă Dumnezeu intră în cercetare și găsește lucrurile, să știți că nu e chiar de bine. Domnul să ne ajute dacă găsim ceva să ne pocăim. Și să ne credem în Domnul. Aș vrea să închei cu versetul 14 din acest capitol, care este o rugăciune. Și pe care aș vrea să o facem cu toții la încheiere în locul acesta. Și zice așa. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești salvarea mea. Amin.